lungă, săracă, care face un efort enorm, cum pot să las oamenii, nu vorbesc de intelectuali, de scritori, să las oamenii să pleci din țară și să aduc într-o altă țară tot ce ai învățat pe gratis, țara unde vor merge, ea va avea tot belșugul muncilor. Hai să fim lucid, business is business. Gott, das ist Gott, aber Geschäft, das ist Geschäft. Asta se joacă și toți istorici și toți dascala umanioare uită tot de una asta. S-au exportat câțiva scritori, câțiva filozofi, câțiva de calitate, nu spun că nu sunt de calitate. Dar baza este cine faci, cine face să meargă motorul modernității. Motorul modernității sunt ingineri sau oamenii de știință. Și asta nu vrut, și nu numai România, și Ungaria, și Polonia, nu vrut să pregătească oamenii pe gratis pentru Anglia, Australia, America, Franța, Italia, așa ceva. Ceea ce mi se pare absolut firește într-o lume general capitalist, nu socialist. Vreau să fac ceva, vreau să vă adăug. Dar vreau să vă plictisesc. Înțelegeți-mă, eu nu justific nicio crimă, sunt împotriva crimele politice. Cred că oamenii pot fi convins altfel decât cu tortura și să lucrează în apă la canal dacă nu sunt plătiți. Că ești plătit, dacă vrei să lucrezi, ok. Sunt, cum să vă spun, asta, dar trebuie mai degrabă, acum, momentul comunist a trecut. Nu trebuie să facem judecare etică. Dacă facem judecare etică, atunci trebuie să da murită. Dar ar trebui să aducem la un tribunal pentru crimă de război a domnului McNamara. El că a dat voi să bombardeze Vietnam cu Yellow Rain, unde efectele a Yellow Rain-ului sunt încă astăzi se vede la naștere copiilor deformat de acest porcarie chimică aruncat pe toate pădurile din Vietnam. Atunci, avem o distanță cu acum cu regimul și cu ce s-a făcut. Scopul nostru de analist, mi se pare, este de a încerca să deconstruiască acest moment și să vedem în esența lui. Pentru dumneavoastră, mi se pare că ați spus că este crima împotriva inteligenței. Eu vă mai dau din arhivă, este un citat. Orice crimă, să știți că este o crimă. Poftim? Orice crimă este o crimă. Și citatul ăsta, unde știu, în 1968, este celebra ședință a Biroul de politică a Partidului Comunist Român, prin care se dorea eliminarea lui Drăghici din structurile puterii, de către Ceaușescu. Și toți membrii plenari erau de acord cu Ceaușescu. Singurul care se ridică potriva Ceaușescu este Iorghe Maurer, primul ministru de atunci avocat. Și Maurer se ridică în mijlocul plenarei și îi spune doar atât discursul lui Maurer. Nicule, fie că ai ucis un om, fie că ai ucis o sută, tot crimă se cheamă. Bun. Ce pot să vă răspund? Răspunsul meu este într-un scritor francez catolic, care se cheamă Georges Bernanos. Ați putea să auziți de el. Într-un articol în timpul războiului, în 42-43, el a scris la un moment dat desperat de ce se petrecea în Europa și în care dumneavoastră, adică părinții budici, era implicat ca și ai noștri, spunea, eu sunt dezgustat de istorie. La urma urmei, ce este istoria? Este un mare cimitir sub luna. Dacă încerc, iartați-mă de cinismul meu, dar dacă... Avea dreptate. Avea dreptate. Dacă noi începem să plângim, să plângem, atunci, până am perit, dar eu înainte de voi, atunci vom plinge și vom folosi un tank de batiste de hârtie ca să ne facem ochii uscați.
a plânge pot să fie legitim dacă sunt apropiați care au murit. Dar rolul a intelectualului e de a înțelege cum oamenii care sunt ca și mine, ca și Alina, ca și domnul Nichifor, ca și domnul Median, ca voi, sunt oamenii ca și ca voi, sunt ca și noi. Are doi ochi, are un nas, are sentiment, are o sexualitate. Și cum pot să se poartă criminal? Ce este în societate forță spirituală care te duci să asume crime ca o normalitate? Asta este întrebat, e asta e sfidiere pe care nu cunosc niciun răspuns satisfăcător, nici ale mele.